Oricum, n-ar fi seara completă dacă n-ar fi venit și el. Unicul, atotputernicul, minunatul. Nu ești tu, Brege. Șuiul plan înclinat. Doamnelor și domnilor, Săriți de pe Fix vă prezintă opera cu valoare culturală inestimabilă, În ajun de sala Palatului. În rolurile principale, Lucian Ghimiș, asistentul supus. Anisia Gafton, o admiratoare sărită de pe Fix. Gata, e clar. Bogdan Drăcea, bucătarul. Neapărat nevoie. Megastarul, miezul dulce de la pepene, dulceața din clătită, Horia Brenci. Mi s-a făcut foame! Mi s-a făcut foame! Bine! Ne aflăm la sala de repetiție a marelui artist Horia Brenciu. În 2 ore începe concertul de la sala Palatului. Intră megastarul. Megastarul este stresat. Nu iese nimica! Nu iese nimica! Oi, da, da, nu. Nu iese nimic! Nu. Și în 2 ore avem spectacol! Nu știu! Ce faci? Ce te prostești atâta? Mă pedepsesc, bosulică, că nu știu cum să mai fac și să mai... ca să te servesc. Lucian știe că Horia are nevoie de liniște și încearcă să detensioneze atmosfera cu glume. Fă o glumă! Da, fac o glumă! Un iepuraș? Glume fizice, fără să scoată nici măcar un sunet. Fă o glumă fizică ceva! Acum, gata! Nu reușești nimic, sunt nervos! Gata, acum știu! Horia, nu ești impresionat. Dă-l afară. Ieși afară imediat, nu sunt impresionat deloc. Ți-e foame. Și mi-e foame! Da. Cer o gustare mică. Adu-mă o gustare mică! Da. Ce să fie? 2 șaorma și 4 pui fripți. Auzi! Hai să facem 4 șaorma și 2 pui fripți. Intră, și rapid! Intră Drăcea, bucătarul personal al mega vedetei. Maestre Brenciu! A, în sfârșit! Nu mai au loc camioanele cu mâncare în parcare. Cum facem? A adus toată mâncarea aici. Vă fac ceva repede? Fă ce știi, scoate-mă din stres. Caută ingredientele și pregătește meniul. E la dietă și face rău la foame. Deci doar 2 șaorma și 4 pui? Fă pui. De regim azi? De regim. Băi, în fiecare an am aceleași emoții. Nu scap de ele niciodată. Deci când terminați cu astea, vă aduc imediat altele. Le-am pregătite. Ești un băiat senzațional. Horia, dar tu nu mănânci până când Drăcea nu îți dansează în pași de breakdance My Way. Lasă-mă să ghicesc, că parcă aș dansa un pic. Breakdance. And now... the end is near, and so I face the final curtain. No, 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 cu platou, cu platou. My friends, I'll say clear, my dance. I'll state my case, a witch. Salt. Gata, Horia, poți să mănânci liniștit? În sfârșit poți să mănânc liniștit. Apar instrumentiștii. Nu e ca și cum ați mâncat vreodată neliniștit, da? Hai, băi, Marius, mă! Amă, Cristi! Mai repede! Horia, faci vocalize. Să lăsăm puiul! Pa! Dorința ta este ca atunci când faci vocalize să fii admirat. Ghimiș! Ghimi se întoarce. Famă, s-a zbârlit pielea pe puii ăștia, deci e... bune! Frumos de tot! Bine ai venit, aveam nevoie de tine! Lucian, tu știi că e sarcina ta să-l admiri pe Horia. Spune-mi, când bine? În timp ce Horia continuă cu vocalizele, tu iei un evantai mare și faci vânt. A transpirat un pic. Acum... bosulică. Să-ți iei o șaorma pentru finalul concertului. Sigur că da. Auzi, ca la grătar îi face. Come
Tu faci vânt, Luciane. Îl admiri și faci vânt. Drăcea, tu mai aduci mâncare, vii cu dulciurile. Cum să nu? Aș mânca ultima niște dulciuri. Care se repetă este fac ce-mi spune inima. Începe muzica. Horia cântă. Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune. Drăcea și Ghimiș, dansați. Și o bag în gură. Normal. Asta-mi spune. Mereu. Nu mă întreba. Inima. Da, da, da. Ai și astăzi este soare afară. E primăvară. Fac. Drăcea, dansezi în delir, ești nebunit, Drăcea, nebunit! Simt nevoia să bat pe cineva! Intră Anisia, este o admiratoare nebună, a scăpat de toată securitatea și intră peste Horia! Ca să ajung la tine, nu mai pot. Calmați-vă, calmați-vă, domnișoară. Calmați-vă. Nu mă mai mușcați. Calmați-vă, cum vă numiți? Nu mai pot să mai vorbesc, sunt nebunită după tine. Nu mai pot. Deci îmi rup hainele de pe mine, uite cum mi le rup. Uite, uite cum mi le rup. Uite cum mi le rup, mi-ai schimbat viața. Cum? Am slăbit numai pentru tine. Anisia. Aveam imprimate numai portrete cu tine pe Pietrico. Aveam imprimate poze cu în mărime naturale cu tine. Rupe odată că mai dă pot. Ai vreo tatuaj? Ha, da, uite ce am scris. Deci, e septembrie, Robingo și pe... și pe fund sala palatului, mă. Eu nu cred. Să ne arate. Drăcea și Lucian. Scrie, scrie. Apărați megastarul. Auzi, auzi. Mă arduc pe tine. Eu am făcut. Lasă-mă în pace că am ajuns. Yeah. Lasă-mă în pace. Yeah. Oare ești erou meu? Domnișoară, arătați foarte bine. Imobilizați fana. Imobilizați-o, fedelești. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, mă. Bă, grasule, lasă-mă în pace. Nu mai dă spate. Aș vrea să continuăm repetiția. Domnul Horia, eu v-am salvat. V-aș mai salva într-un fel. Vă aduc niște salată? Lasă-o după concert! Te aștept la sala palatului! A zis că un public! Hai de mine și de mine! Hai de mine și de mine! E dor de tine, Doria! Hai, în dulap cu ea! În sfârșit, mă pot concentra acum. Se continuă repetiția. Pentru că 4.000 de oameni ne așteaptă într-o oră să intrăm în concert. Avem scena cu prosoapele. Avem scena deschisă pentru orice. Adun prosoapele din dulap. Momentul meu cu prosoapele de fiecare dată. Prosoapele! Drăcea, aduci repuzita. Maestru te ceartă. Nu e treaba ta asta a lui Lucian. Nu e treaba ta asta cu prosoapele. Ia ta, deșteptule! Cine e? Ai uitat? Cine e monstru acolo? Ia, stai așa! Mie-mi place! Stai așa, ia! Da, da. Aș vrea să repetăm! Toată lumea se așează în partea de sus a camerei. Maestre! Horia! Am o singură rugăminte. Zim. Puteți o cântați pe aia cu Veta! Mi-ai furat cu Veta! Nu! Nu pot să cânt piesa aia. Dar pentru o fată acolo în dulap. Mă auzi? Fetița te aude, din dulap. Te aude, stai liniștit. Te aude! Mă aude! Ăștia-s fanii mei adevărați. Horia cântă Veta More și aruncă prosoapele. In Napoli. Cine le prinde este fericit și face o tumbă de bucurie. Drăcea uită de dulap și vine și el să prindă prosoape.
turbata iese și ea. Brasove! Eu le vreau! Dai brasov! Eu le vreau! Ia brasov! Cine prinde brasovul face o tumbă! Aia-i, mă! When the star seems to shine. Coloana ei s-a dus. When the star seems to shine like you have too much wine, you're in love. When you walk in a dream. Excuse, but acum că repetiția este o reușită, vă relaxați cu toții. Intrăm la sala palatului. Va fi un nou concert. Alături de fanii mei. Toți. Toți strâng să cânte. Inima. Ne vedem la sala palatului! Aolo! Aolo! Horia Vrenciu! Bogdan Drăcea!